Pentru mai mulți moldoveni e deja o obișnuință de a merge la Iași sau în România la shopping. Produse alimentare, haine sau electrocasnice. Astăzi discutăm cu Alexandru Bordea, economist, despre această tendință, cât de eficientă este, cât de rentabilă este și, în general, dacă merită sau nu. Salut, domnule Bordea! Bună ziua! Așa. Știți deja, presupun că și dumneavoastră mai faceți shopping-ul la mall-ul din Iași. E deja o tradiție. Și vreau să vă întreb dacă merită sau nu, adică din punct de vedere economic, merită să te duci la Iași să cumperi produse, haine, electrocasnici, chiar dacă acolo sunt mai ieftine cu 5 euro per bucată, să zicem. Cei care merg de obicei la cumpărături în mall-ul de la Iași au câteva motive. Întâi de toate sunt cei care merg ca să mai vadă Iași, să facă un fel de escapadă din Chișinău, să mai iasă din țară, cum ar veni. Exact. Și paralel combina asta cu niște cumpărături shopping pe care îl fac. A doua categorie sunt cei care merg Pe rețele. Asta e aparte. Da. A doua categorie sunt cei care merg pentru că, într-adevăr, sunt mai multe companii, branduri care pot fi găsite acolo și care nu sunt în Republica Moldova încă și probabil nu degrabă vor fi pentru că piața este prea mică și nu le este interesant. Și atunci ai posibilitatea să cumpere aceste produse direct din magazin și nu să faci comandă cumva pe online. Și mai sunt cei care pot să fac acest shopping pentru a economisi niște bani, chiar dacă cumpără aceleași branduri care sunt și în Republica Moldova. Deci, am înțeles. Astea cred că ar fi perspectivele mari de ce lumea merge. Dar totodată există o vamă care trebuie să o treci și dacă și vrei să-ți cumperi câte ceva, există, presupun, cu o limită și la bunuri personale și la bunuri în general. La bunuri personale nu prea au fost limite. Adică atunci când e vorba de să-mi cumpăr niște produse pentru mine, nu există o limită de cât trebuie să fie scurtă sau ceea ce se aduce de obicei prin vamă, în care există acea limită de 200 de euro pentru scop comercial. Dar totodată asta ar însemna că e o idee de business. Te duci, cumperi din România, acolo mai ieftin, le aduci aici și le vinzi. Știu modelul ăsta de business, dar prea puțin lucrează în formatul ăsta cu România și cu atât mai mult cu mall-ul din România. De asta, da, pentru unii s-ar putea să fie modelul ăsta, posibilitatea asta, dar pentru mai puțini. Decât în comparație cu Ucraina, de exemplu. Totodată, în societatea noastră, bântuie așa o idee că totul e mai ieftin în România și are rost de cumpărat de acolo, că la noi totul este scump. Dumneavoastră sunteți economist. E chiar adevărat acest lucru sau mai exagerează moldovenii pe aloc? Bine, există și o tehnică din asta de marketing pe care unii o utilizează atunci când la un produs pune un preț mai mic, ca ulterior toate restul să fie cu un preț mult mai mare, dar oamenii să nu mai atragă atenția la ele, acele produse locomotiv, cum se numesc ele, care de fapt generează și următoarele reacții respective de că totul este mai ieftin. Într-un magazin, supermarket, dacă pâine este cu 20 de bani mai ieftin decât în marea majoritate a celorlalte supermarketuri, oamenii știu că asta se cumpără cel mai des și după care toate restul nu mai verifică prețurile care pentru care le plătesc. Iată, în cazul dat, s-ar putea să fie unii produs care, într-adevăr, sunt mai ieftini, s-ar putea să fie unii produs mai cu un preț mai bun. Dar, per general, da, au de unde să fie, pentru că există și taxe mai puține și posibilități mai mari, volume, cantitatea care se vinde acolo în comparație cu ceea ce s-ar aduce în Moldova. Și da, cred că în mare parte sunt prețurile astea mici. Bine, dacă e vorba de vecinii noștri, ok, e clar, sunt produse care sunt mai ieftine. Dar totodată mai auzim și păreri de la reprezentanții diasporei, care de fiecare dată când vin în Republica Moldova, de parcă vin pentru prima oară, știți, se expun prin faptul că da, în Republica Moldova totul e scump, în Europa totul este mult mai ieftin. Dumneavoastră, fiind economist și cu siguranță călătorind, ați putea acum să confirmați sau să infirmați această părere?
cât e de scump în Republica adevărat. Moldova? În Moldova sunt majoritatea produselor mai scumpe, inclusiv hainele și nu doar tehnica. Trebuie să înțelegem că noi suntem o țară destul de mică, cu putere de cumpărare destul de redusă pe de o parte, pe de altă parte. Faptul că noi nu avem volume mari de posibilitate de vânzare, angrosistul, cum ar veni local, nu are putere de negociere cu producătorul și atunci el cumpără în cantități mici. Atunci când cumperi în cantități mici, ai un preț mai mare, plus importul, plus toate taxele care le avem aici, chiria la noi nu e mai ieftină, comunalele nu sunt mai ieftine, salariile nu sunt mai mici decât prin alte părți, deci noi avem toate costurile fixe ca la toți, iar prețul de achiziție a mărfii respective este mai mare, pentru că nu cumpărăm în atât de mare volum. Și atunci iese și prețul la noi, da, majoritatea produselor mai mare decât deci, în până Europa. La urmă, se pare că ei au dreptate. Eu care îmi părea că la noi e un pic mai ieftin decât în Europa, dar se pare că nu este așa. Alexandru, trecem printr-o perioadă complicată. Unul din vecinii noștri e aproape la pământ la capitolul economic și vreau să te întreb, pentru că am ocazia, cum se va răsfrânge asta asupra calității vieții noastre a moldovenilor? Pentru că Ucraina era o piață destul de atrăgătoare pentru noi, mai ales în special pentru locuitorii Nordului. Cum se vor schimba lucrurile? Care sunt pronosticurile tale? Bine, la nivel economic, noi avem foarte mulți antreprenori, companii care lucrează cu cei din Ucraina, în continuare, chiar dacă este război de un an de zile, un an și și fac inclusiv de acolo cumpărături agro de produse care le vând în Republica Moldova și da, este mai complicat, dar viața acolo nu s-a terminat și acolo sunt oameni care trăiesc, care au nevoie să-și hrănească familiile, să se întrețină, etc. Și atunci fabricile produc, oamenii vând în piață, în magazine. Viața continuă. Evident, ne afectează într-o formă sau alta, pentru că nu e la fel de rapid circuitul ăsta de marfă și de transport și de, de producere. Nu este atât de simplu pentru ei. Nu întotdeauna sunt disponibili și sunt mulți din cei care pot să nu-ți răspundă câteva zile pentru că ba n-avem lumină, ba avem atac, de ba se întâmplă ceva. Dar sperăm că asta o să termine și într-un final probabil o perioadă o să fie mai lungă de restabilire la tot ce înseamnă economie. Dar după toată această procedură de restabilire, presupunem că în Ucraina vor veni foarte multe proiecte, foarte mult finanțare. Asta totodată i-ar ajuta pe moldoveni să-și dezvolte un eventual business pe teritoriul Ucrainei. Cu siguranță, noi vom avea mulți din cei care vor putea să facă bani în tot ce înseamnă restabilirea economiei și infrastructurii din Ucraina. Vorbim întâi de toate, evident, de domeniul construcțiilor, dar pe lângă el sunt extraordinar de multe niși, subniși de business, de prestări de servicii sau de produse care vor fi solicitate de oameni cu capacitate de muncă, specialiști în diferite domenii. De asta cred eu că tot ce urmează și la ce ar trebui să ne rugăm este să termine odată partea aia de activă de război ca și vor dura ani, probabil, pentru restabilirea asta total la cel puțin punctul zero. Însă nu este frumos, nu este plăcut și nimeni n-ar vrea să recunoască, dar desigur războaiele tocmai pentru asta se fac, pentru a mai băga niște bani în circuit, pentru că odată ce ei sunt, de ei se acumulează în timp, se mai face iată așa o nenorocire în lume pentru ca să se renască acea economie. Și cât de paradoxal n-ar suna, dar de multe ori vecinii statelor aflate în război la un moment dat poate au și de câștigat. Domnule Bordea, noi am discutat de toate câte puțin, acum totul este clar, eu am tras concluzie din discuția noastră. Vă mai așteptăm la noi să ne inspirați și să ne informați la capitolul economie. Vă dorim numai bine. Mulțumim mult!